Mutu ar putea fi salvat de la faliment de Messi, Cristiano Ronaldo, Pulhac și Epaminonda Nicu. Fiorentina le cere fotbaliștilor din toată lumea să dea bani pentru Mutu, obligat de Chelsea să plătească daune de 17 milioane de euro. Săptămâna viitoare, Mutu se întoarce în Anglia. Cheta națională pentru Mutu propusă de Borcea s-ar putea extinde la nivel mondial. Fiorentina le cere jucătorilor din toată lumea să-l scape din faliment pe românul care a greșit în tinerețe la Londra. S-a creat un precedent periculos și trebuie să-l ajutați pe Mutu. E mesajul Fiorentinei pentru Sindicatul Mondial al Fotbaliștilor Profesioniști. Nu este normal ca el să plătească o sumă de transfer. Sună răzbunare. Se pare o nedreptate ce s-a făcut la Ian, pentru că nu este normal ca el să trebuie să plătească această sumă. Și de unde dă banii ăștia? Îi opresc din salariu. Cât ai, 1,5 milioane, spun, domne, ți ajunge 500.000 să trăiești și 1 milion îl plătești. Mutu se va întoarce în Anglia mai repede decât și-ar fi închipuit. Săptămâna viitoare joacă un amical cu Fiorentina pe terenul lui Aston Villa. Îmi dispiace, 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 îmi